Atmosfera deosebită ieri la sala polivalentă din localitate, unde iubitorii artelor marțiale au putut urmări cupa 1 iunie la Karate Kyokushin. În organizarea Direcției Județene pentru Tineret și Sport și cu participarea a 3 cluburi giurgiuvene, care au adus în fața saltelelor numai puțin de 82 de sportivi la disciplinele kata și kumite. Cupa 1 iunie, un eveniment important pentru Karate Kyokushin din Giurgiu și mai ales pentru cei care se afiliază la Federația de Karate Knockdown și Clicker din România. Această competiție este pentru toți copiii și sportivii din cluburile Oyama Kyokushin Giurgiu, Armonia Mișcării și Shin Dojo, care sunt afiliate la IFK și Federația de Karate Knockdown și Clicker. Încercăm să dezvoltăm și să promovăm mișcarea Kyokushin și încercăm în primul rând să dezvoltăm o generație de copii sănătoși, pentru că ăsta este principalul scop. Iar astăzi, pentru că este ziua copiilor, urmează să fie ziua copiilor 1 iunie, am organizat această competiție în care nimeni nu va fi învins. Toți vor fi învingători astăzi. Înaintea începerii competiției, deputatul PNL Florian Nicolae a ținut să treacă pe la sală pentru a saluta sportivii și organizatorii și pentru a le ura succes. În primul rând, aș dori să felicit organizatorii